de bucurie. O campanie Prima TV. De 24 de ani, Prima TV aduce în fața dumneavoastră poveștile oamenilor extraordinari care cred și fac bine. Este și cazul asociației Habitat for Humanity România. Voluntarii și comunitățile construiesc pentru cei nevoiași case, locuri care devin rapid acasă. În România sunt sute de familii care trăiesc la limita decenței, în locuințe prea mici, prea sărăcăcioase, de multe ori formate dintr-o singură cameră, în care se înghesuie 5-6 persoane. N-avem cum să înțelegem însă ce înseamnă o astfel de viață până nu simțim pe propria piele. Colegul meu, Daniel Osmanović, a acceptat provocarea și astăzi și-a petrecut ziua într-o astfel de casă. I-am fost și eu alături pentru scurtă vreme și ne-am amintit împreună experiențele de tip social și umanitar din decursul timpului. Pentru că niciunul dintre noi doi nu se dă în lături când este vorba de ajutor pentru o cauză nobilă. Daniel, bună seara! Cum ai trăit experiența de astăzi? Sărbătorim, domnule Andreea! Ceea ce vezi tu în spatele meu, ceea ce vedeți dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este casa Nință. Dar astăzi, pentru 8 ore, a fost casa Osmanović, pentru că mi-am lăsat aici energia, sentimentele, chiar și lacrimile la un moment dat, alături de oamenii pe care i-am avut alături. Și au fost niște oameni deosebiți. Am început cu emoțiile pe care mi le-a dat Andreea și toate poveștile pe care le-am împărtășit împreună și termin tot cu emoții și cu niște oameni deosebiți. Alături de mine, alături, la poză, stau Tina și Veronica. Veronica e cu inima la vedere, iar Tina este cu zâmbetul la vedere și cred că ar trebui în momentul ăsta să mă opresc și să folosesc minutele pe care le am la dispoziție pentru a le lăsa pe ele să povestească de ce Casa Nință, de ce Habitat for Humanity cer de la voi un SMS de 2 euro la 8845. Tina. Bună seara, mulțumesc Daniel, mulțumesc Prima TV că sunteți aici și Veronica, bineînțeles. Casa Nință e un simbol, cum zicea și Daniel mai devreme. Este un simbol a 36% dintre români care trăiesc în sărăcie și excluziune socială. Noi, cu banii strânși din SMS-urile trimise de voi, vom putea construi în continuare locuințe și speranță pentru familii vulnerabile care nu au altă posibilitate. Așa că facem un apel la voi să ne ajutați să facem acest lucru. În ultimii 25 de ani de când suntem aici am reușit să ajutăm peste 100.000 de români să aibă o locuință decentă și am construit sau reabilitat 5.000 de locuințe, ceea ce... Îmi tremură mâna, m-a prins frigul, nu vine să cred cât frig a intrat în mine în casă, este un pic mai frig decât afară și dacă ați fost pe afară știți despre ce vorbesc. Veronica e tot un suflet și nu e doar o vorbă, e o realitate. Veronica, de ce Habitat for Humanity? Pentru că am fost în 2015 pe șantierul Habitat, pentru că Mâinile Astea Două au construit una din cele 5.000 de case care s-au construit în România și pentru că asta mi-a schimbat viața, să fiu pe șantier 5 zile, să particip la construcția unei case pentru o familie care nu a primit doar o casă, care a primit un destin nou, posibilități noi, speranțe noi. Cred că misiunea Habitat, mă leagă sufletul meu de misiunea Habitat și vreau ca oamenii să ia chiar acum telefonul și să trimit un mesaj la 8845. Ne întoarcem la tine, Tina. Și ce mi-a plăcut la Tina când am cunoscut-o a fost, deși avea masca pe față, se simțea zâmbetul, vedeți? Este definitoriu. De ce e definitoriu? Pentru că ea știe că prin acțiunile pe care le face ea alături de voluntarii aia, mulți de care vorbea adineaurea, schimbă vieți. Casa Nință are o poveste pe care te rog frumos să o sumarizezi. Câți oameni și unde sunt oamenii ăștia acum? Casa Nință este casa unei familii pentru care noi am construit în 2019. Ei locuiesc în Vaideni, județul Vâlcea, și într-o casă de 11 metri pătrați, ca cea pe care o vedeți în spatele nostru, au locuit în trecut 5 persoane. Vă puteți imagina ce înseamnă acest lucru. Casa este 100% vulnerabilă în fața vremii, după cum ne spunea și Daniel mai devreme. Mulți dintre ei nu au apă curentă, nu au electricitate și alte posibilități pentru a se încălzi. Exemplu, ce am trăit noi astăzi în aceste live-uri de 8 ore de pe Facebook, practic trăiesc ei zi de zi. De vreo 15 minute, ați văzut că am început mai greu, de vreo 15 minute mă gândesc la o încheiere a acestei zile și cred că, dincolo de orice, ar trebui să vă gândiți așa, că am avut alături de mine mai mulți oameni care, acei oameni, au făcut un singur lucru. Au trăit alături de mine emoția de a încerca să schimbe ceva. Și cu asta închei și spun un singur lucru.
SMS la 8845, Habitat și cu alte cuvinte, atât. Mulțumesc frumos, Andreea! O seară minunată, doamnelor și domnilor! Mulțumim, mulțumim! Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV.